Scopul acestei acțiuni de ecologizare îl reprezintă educarea și sensibilizarea cetățenilor cu privire la menținerea unui mediu curat. Prin intermediul acestei acțiuni vrem să atragem atenția asupra unui fenomen des întâlnit, anume aruncarea deșeurilor la întâmplare pe spațiul public. Am ecologizat malul lacului Tăbăcărie anual, uneori chiar și de două ori pe an, însă din păcate efectele acțiunilor de ecologizare au fost temporare. După câteva zile, această zonă era din nou plină de deșeuri. Din acest motiv, vrem să facem un apel către anumiți cetățeni lipsiți de o atitudine civică să adopte un comportament responsabil față de mediu, să arunce deșeurile la coșul de gunoi și nu pe jos. Practic, aceasta este singura modalitate de a păstra curată această zonă. Echipați cu veste, mănuși și saci, elevii liceului pedagogic au adunat gunoaiele aruncate de constanțeni în zona lacului Tăbăcăriei. Totodată, tinerii l-au transmis locuitorilor orașului să aibă grijă de mediu și să nu polueze atmosfera. De important este să ne implicăm fiecare. Este foarte important să curățăm mediul și să-l păstrăm curat, deoarece acesta ne oferă foarte multe beneficii. E prima acțiune de acest gen la care participi? Da, e prima acțiune și sunt foarte bucuroasă că sunt aici. Sunt gunoaie multe pe aici? Da, sunt gunoaie foarte multe, dar sperăm să nu mai arunce oamenii, deoarece noi încercăm să strângem acum și să păstrăm curat. Acesta este locul în care locuim și trebuie toți să ne luăm responsabilități să-l menținem curat. Cum e? Sunt foarte multe gunoaie? Sunt relativ multe, dar dacă suntem toți aici, sunt sigură că le vom strânge. Ce le transmis tu celor care aruncă gunoaie pe stradă? Să aibă mai mare grijă de mediul în care trăiesc, pentru că o să-i afecteze cândva în viitor. Cadrele didactice i-au însoțit pe elevi și au curățat zona cot la cot cu aceștia. Cum au răspuns elevii apelului dumneavoastră? La început au fost sceptici, dar în momentul în care am ajuns aici și au văzut despre ce este vorba, au văzut că se poate face curățenie fără să te murdărești sau fără să ai mari probleme, au început să guste această activitate, să se implice mai mult și acum, după cum vedeți, sunt departe. Sunt înaintea noastră. Responsabilitatea față de mediu a companiei Polaris în cadrul campaniei de conștientizare Curățăm Constanța Noastră este demonstrată prin suplimentarea de acțiuni de igienizare în zone în care obligativitatea contractuală este inexistentă.